foarte mare în ultimă instanță. Întrebare. Cum te simți? A fost o săptămână grea? Ți-au sunat telefoanele? Nu ți-e teamă de consecințe? Chiar deloc? Păi, adică ești atât de inconștient? Da. Ei bine, recunosc public. Nu-ți dai seama ce faci? Păi, dar ce fac? Odată, că... acum, de chiar dacă intrăm în detalii și e duminică seară, n-aș merge așa de adânc. Eu n-am, chiar l-am lăudat pe domnul Dragnea. Eu am spus, domnule, omul a candidat și a asumat candidatura foarte frumos, păcat că au renunțat alții și ne-au pus pe noi în situația să alegem dintre unul și același candidat. Păi asta este modul ideal de a se face alegeri în România. Să alegi dintr-un singur candidat. Da, vreau, da. Uite să vă spun un secret despre trupa Haikyuu. Hai să vedem. Fiți atenți. Deci, în trupa Haikyuu, toată viața noastră de 18 ani, Florin a muncit cel mai mult în studio. Nu o luai cu nopții de acolo. Dana sau Nicoleta sau ceilalți, colegi ai noștri stăteau cu ei, lucrau acolo. Eu mă duceam la studio când să-mi înregistrez partea mea de voci, strofa mea, tanana, tanana. Și pe aia plecam liniștit acasă, eu mă ocupam de contracte, case, politică, chestii. Da, chiar mă ocupam de restul, de managementul trupei. Da, omul din spatele trupei. Faptul că eu nu am stat niciodată în studio, mi-a dat mie o ureche de consumator al muzicii noastre pe care nu mai aveau. Când era gata albumul, îmi trimiteau albumul și uite, asta am făcut. Care crezi tu că e cea mai bună piesă? Întotdeauna, dar întotdeauna, pentru faptul că eu nu stăteam noaptea în studio să bibilez fiecare sunet, fiecare tobă, fiecare bas. Era mintea limpede. Era mintea limpede. Exact, da. Cum într-o redacție pe vremuri era mintea limpede. Mintea limpede, da. Exact, și ascultam piesa fără să fiu atât de mult în... Implicat. Eu și în politică mi-am păstrat acest reflex. Eu stau mai mult de vorbă cu oamenii din afara partidului decât cu oamenii din partid. Pentru că în partid, de adevărat, stăm de vorbă, facem strategii, ce facem acolo, politici publice. Dar nu ar trebui să stăm de vorbă și cu oamenii pentru care facem politicile publice, să întrebăm, bă, dar e bine ce facem? Deci, până la urmă, spui că partidului îi lipsește o minte limpede sau ar avea nevoie de mai multe minți limpede? De mic visam să-mi ia interviul ăsta. Deci oferă-te tu. Dacă nu te oferi tu, să știi că mă ofer eu. Că am auzit că se câștigă bine. Da, exagerat de prost. Vai de capul meu, nu vrei să discutăm despre asta. Și, okay. Bun, am făcut legea voluntariatului, prin care, în sfârșit, în România se recunoaște voluntariatul drept experiență profesională. Deci poți să ții mai ușor un job. Că se duceau, terminau școlile, facultățile, liceele. Se duceau la să se angajeze și spuneau, păi ai 6 luni de experiență. Păi de unde, prietene, că abia am terminat școala, cam de unde? Dacă i-au făcut voluntariat și voluntariatul este o experiență foarte bună, astăzi li se recunoaște această experiență, drept experiență profesională, datorită legii pe care și eu am promovat-o. I-am ajutat iarăși pe elevi să fie reprezentați în consiliile de administrație ale școlilor. Nu e ok să se facă programe școlare fără să întrebi pe copii. Am făcut legea înființării partidelor din 3 persoane. Deci oricare 3 oameni ar vrea să-și facă un pot partid. Pot să-și facă partid. Acum pot să-și facă partid. Toni, în sfârșit, de când așteptam? Noi doi. Toni, eu, noi eu dar cu tine. Dar nu și pe Mihai. Facem împreună un partid de stânga-dreapta. Da, exact. Adică stânga-dreapta, pe mijloc. Însă, ce vreau să spun? Schimbările mai profunde pe care trebuie să le facem sunt schimbări de sistem. Pentru că mie mi-a luat ani de zile să trec aceste câteva legi. Nu e ok. Nu? Pentru că voi când faceți o emisiune, vă întâlniți redacția, hotărâți ce faceți în următoarea emisiune, vă apucați de treabă, peste o săptămână oamenii ved emisiunea. Deci dacă noi am face emisiunile de televiziune cum se fac legile în Parlamentul țării, emisiunea asta ar fi 2 emisiuni pe an. Să știți că nu e o glumă. Noi puteam să facem un partid, numai că nu ne-ar băga nimeni în seamă, pentru că suntem comici. Noi suntem comici. Păi tocmai n-ai văzut că se mută politica în zona noastră? Deci nu ne ducem noi în zona. Se mută ei către noi. Cine n-ar băga în seamă pe membru de partid? Natanticu. Cosmin Natanticu. Cosmin, vină-n coace. Vină-n coace. Vină-n coace. El e al treilea. Deci... uite-te, Mihai. Deci, este un actor de comedie foarte bun. Da. Uite, la ce partid l-ai băgat pe omul ăsta? Uite la fața lui, uite-te, în ce partid de sare? Nu știu, dar... Păi asta dacă intră în PSD, a doua zi PSD-ul își dă demisia tot PSD-ul și lasă pe el singur. Fii atent. Un astfel de om, și vorbesc foarte serios, pentru că ieri am avut o dezbatere, nu. Știu unde ar fi bun? Membru CNA, my friend. Membru CNA. Da.
Uitați-vă la Natalicu ce aliure are acum. El are și prestanță, da. Și când face ochii ăștia mari așa, gata, s-a terminat tot. Da? Eu nu am la valieră, că puteam să spun și o părere. Acum nu mai stau la sânul tău, așa nu. Sunt membru CNA, ai grijă ce spui. Te mai aplaudăm o dată, hai. Bravo. Cosmin. E foarte bun. Da. Dacă ar fi să refaci trupa Haikyuu, da. Cu colegi de la tine din PSD. Asta da, cine ai alege? Cine să fie ceilalți doi membri ai trupei? Oh. Știți cât de mult am muncit noi în trupa aia? Eu știu, dar cu cine ai vrea să câți pe scenă frumos? Știți cât de talentat sunt? La anul, e campanie electorală. Știți cât de talentat sunt colegii mei? Eu știu, dar poate sunt și între colegii tăi de la partid sunt oameni. Uite, apropo, asta da. Eu te-aș vedea pe tine între Ion Iliescu și Ecaterina Andronescu. Nu, dar uite, apropo de asta... Cântând gașca mea. Acum... Nu știu cine din PSD ar putea să cânte așa frumos. Știu însă că chiar zile trecute Liviu Dragnea spunea că e toboșar. Deci uite, măcar e unul care e bun. Primul, da. Deci bun, super. Deci tu, tobe, Liviu Dragnea tobe, și Liviu o fată. Dragnea. Trebuie o fată sau o doamnă, mă rog, o domnișoară. Cine să fie, alege. Cine să fie, cine să fie, cine să fie, cine să fie. Rovana Plum? Nu știu acum cine se ocupă cu cântatul printre toate. Olguța Vasilescu. Olguța Vasilescu. Da? Cu Olguța Vasilescu aș fi fost pe scenă. Ea are față de cântăreață, are prezență scenică. Olguța Vasilescu, bine, îmi place la ea. E simpatică. Da, că în aceiași termeni pozitiv este foarte... Nu stă deloc liniștit Olguța. Deci, nu stă, Olguța asta știm, am avut o invitare. Deci, la Craiova, acolo, da. Așteptăm la nu lansarea trupei Haikyuu, Formula da. 9, Mihai Sturzu, Liviu da. Dragnea, Olguța Vasilescu. Da. Care este relația ta actuală cu Liviu Dragnea după ziua de duminică? Complexă. Ai stat de vorbă? Complexă. Același răspuns pentru toate. Ăsta e răspuns de stânga. Ăsta e răspuns de stânga. Acum... E complexă, așa cum a spus și domnul Iliescu. Nu avem o relație cu intelectualii și nu mergem în mijlocul lor în activități specifice. Adică cum? Ce specifice? În ce sunt specifice? Ce? E foarte greu. Și acum o să vă spun încă un adevăr care... Poate nu va fi confortabil. Liviu Dragnea a spus pe scena Congresului câteva chestiuni cu care eu sunt perfect de acord. S-a distanțat de baron, s-a distanțat de corupție, s-a distanțat de comunism. Pe bune? Și asta a fost și întrebarea mea. Deci, perfect valid. Bun. Și acum, primul pas a fost făcut. Iar eu sunt un om care dă încredere celorlalți din jurul lui. Eu abia aștept ca aceste cuvinte să fie transpuse în fapte de Liviu Dragnea. Foarte important. Foarte, foarte important. Și dacă nu le transpune în fapte, cine îl sancționează? Păi cine nimeni, îl trage păi de nimeni, mânică? Pentru că asta vreau să spun apropo de relația mea cu Liviu Dragnea. E o relație foarte corectă cu Liviu Dragnea. Am vorbit cu el și după congres, nu avem nicio problemă. Vreau să spun ceva? Mie Liviu Dragnea mi-e simpatic. Este și un banc foarte bun. Mi-e Dragnea Liviu. Asta e bancul cu Dragnea, problema da? Problema lui este alta. Problema lui este alta, că e Dragnea Liviu. Oamenii din jurul lui atâta se chinuie să facă un dans în care să-l facă mereu fericit, încât... Dar în orice partid este chestia asta. Șeful mereu, este înconjurat da, este de ciuțeri, de greșeală, băieții care... Nu, limbile de catifea, vorba lui Oprescu. Exact. Că i-am auzit expresia asta aici în platoul ăsta, când era încă liber. Da. Am fost victima, între ghilimele, unei serii de coincidențe, apropo de oamenii din jurul Liviu Dragnea. Dar ți-a spus Liviu Dragnea ceva concret după ziua de duminică? Da, mi-a spus că am greșit. Că nu trebuia să cer invalidarea legilor, chiar dacă a fost cu un singur candidat. Și am zis, domnule, respect convingerea dumneavoastră, convingerea mea este diferită, asta e. A, deci ți-ai menținut în fața lui poziția. Ești tare, ești al dracului. Ce să zici, că n-am știut niciodată, Mihai. Da. Zine. Sunt cea mai neconflictuală zodie, sunt balanță. E balanță. Da. Nu pare, de pe scena Congresului nu părea așa de balanță. Da, balanță. Nu părea așa balanță de balanță. Mai mult scorpion este... ceva. Nu e Liviu Dragnea e scorpion. Da? Hai să trecem la niște întrebări domestice, hai. Să lăsăm politica deoparte. Când ai fost ultima oară la Codlea? De când nu mai am trupă, deci nu mai am concerte în weekend, eu recunosc că nu stau în București în weekend. Și atunci mă duc acasă. Mă duc acasă la Brașov, unde stau cu familia mea.
Am o mamă absolut genială, am o soră... Ce zgătește? Orice. Deci orice mama și... Dar cartul... ce-ți place ție orice, să-ți gătească deci mama? Dar o nevastă care... genială nu-ți iei? E în lucru. E în lucru. E în lucru. E în teste? Nu. E în lucru în sensul că o căutăm acum. Doar o căutăm? Da. Am... Există o pretendentă, deci nu există încă. Un politician are mai mult succes la femei decât un cântăreț, pentru că ai fost în ambele ipostaze? Nu, n-are. Îmi pare rău să... dragi prieteni cântăreți, să nu vă gândiți la o carieră în politică dacă vă doriți să aveți mai multe iubite. Nu. Mulțumim. Avem niște întrebări rapide. Sunt pregătit, da. Niște întrebări blitz. Da. Răspuns instant, fără gândire. Știu, da. Săracul. Are câteva secunde, da? Vacă sau porc? Vacă. De ce așa? Adică de ce? Cum? Unii preferă... Eu recunosc că m-am gândit ce mănânc. Deci vacă, ok. Tânără sau coaptă? Coaptă. Uite, apropo de asta. Coaptă. Vacă, dar... Secretul succesului trupei Haikyuu. Niciodată nu am bătut cu Florin la aceleași porții. El era către 18-19, eu către 28-29. Așa, deci niciodată nu s-a pus problema, da. Tare sau moale? Nu știu ce a vrut să spună Tony Grecu. Tare, normal. Așa. De ce comentezi? Pentru că mă intrigă foarte mult. Tu trebuie să răspunzi și trebuie să pui problema. Lasă invitatul. Da, mă intrigi. Până și ouăle fierte mi se plac mai mult alea. Alea tare. Chiar despre ouă fierte era vorba. Sunt convinsă. Păi n-ai spus că-s domestice. Cadă sau duș? Duș. Viteză totul. Da, e foarte interesant. Foarte interesant alegeri, Tony Grecu. Protejat sau neprotejat? Protejat, deși în ultimele zile sunt tare neprotejat. Dragnea sau Ponta? Uite, de exemplu, acum. Sturzu. Mă știu către viitor ce se asta e adevărata poziție a unui intelectual profund de stânga. Se alege pe el. Deci să nu-l mai acuz pe Dragnea și să spui că comunist și nu știu ce. Am ales dintre doi și m-am ales pe mine. Ai văzut? Sunt de acord. Deltaplan sau parașută? Am sărit cu parașuta, dar recunosc că fiind pilot mai degrabă deltaplan. Da, deltaplan. Da. Cizme sau Adidas? Adidas, cum? Toată viața Adidas. Și pe linia ultimelor noastre emisiuni, Bianca sau Tonciu? E Tonciu? Tonciu. Nu, prieten. Bianca sau Tonciu? Nu se poate. Cum adică? Pe alege a treia persoană, că în cazul celălalt așa ai făcut. Dar ce vrei să o pun? Bianca sau Hertha Müller? Nu te uiți la emisiunea Mondena la televizor? Nu, dar am trăit. Nu apreciez lumea Mondena și personajele Mondena? Am trăit emisiuni Mondene. Dar ai fost personaj Monden. Ai prezentat emisiuni de televizor. Nu atât de Monden. Sunt și nu sunt. Am avut o emisiune ăla de te duceai la munte și făceai acolo și tot așa. Și erau mai multe vedete. Am luat și mai mult post de vedetă. Și țin minte un episod dureros pentru mine, dar care spune foarte multe despre felul în care poate reparăm România. Mă spălam pe mâini cu niște apă foarte rece, într-un fel de căldare și apa venea dintr-o altă căldare, deci nu aveai robinet. M-am mudat cumva pe mâini, mi-am dat cu săpun și zic, acum ce fac, că-ți prinde săpun. Și trecea doamna Tonciu pe lângă mine. Așa. Și zic, Andreea, mă ajut și pe mine, te rog frumos să mă clătesc? Și răspunsul a fost, da, de ce să te ajut? Interesant. Ceea ce mi s-a părut perfect de dreapta, da? Și-a stabilizat mai mult credințele mele de stânga. Și atunci ce ai spus? Eu, politician de dreapta, nu o să fiu niciodată, mă scriu un PSD. Hai să ne imaginăm că ar fi trecut Bianca. Andreea, tu te-ai determinat să te faci PSD-ist. Deci știm cine este vinovat. Corect. Dar hai să ne imaginăm că el se spăla pe mâine, era plin de săpun și trecea Bianca. Bianca cred că ar fi luat o săpunul și ar fi pus pe ea și încerca acolo. Încerca show-ul și audiența și tot, da. Audiența. Și ultima rugăminte, spune-ne versurile pe care le cânți tu în piesa Gașca mea. Azi am tot ce vreau, dacă lângă tine stau, de mâine orice s-ar întâmpla, sunt fericit că ești a mea.